ți-am mai zis și mai alaltă ieri ți-am zis de rapiță. Asta în continuu. Adică el, ca, dacă te, ar vrea să te descrie pe tine sau ceea ce simte pentru tine, el nu poate. Dar ca să se certe cu cineva, să se pună în gură cu mine, are sute de cuvinte, le pune împreună. Dacă te vezi astăzi cu el, o să zică că bluza ta e ce aminte de rapiță? Hai să facem un pariu. Asta am zis și eu. Mulți oameni cer și nu dau nimic. Din contră, dau negativitate. Înțelegi? Asta mă disperă cel mai mult la oameni. Când cer să fie ajutat și... Bă, dacă nu mă ajuți, nu-ți recriminez nimic, dar să mă și îngropi, e nașpa, frate. Da. Asta e cel mai urât la o persoană. Nici astăzi nu o să fiu lăsat să o văd, nici mâine, da? Nici o problemă. Să vedem până unde duce lucru. Și că te superi? Pe cine n-are nerva dacă nu v-ar lăsa să vă vedeți perechea? Pe cine? În relația voastră este doar el. Atâta tot. Pe tine oamenii te influențează, pe ții oamenii îți bagă în cap chestiile astea, dar el e perfect, el face totul bine. Atâta tot. Mie personal, eu n-am nicio treabă cu asta. Eu n-aș putea sta cu un bărbat care să-mi închidă gura, să-mi zică când să tac, când să nu tac, unde să merg, ce să fac și chestiile astea. Nu e vorba de asta. E vorba de gest. El zice, care ridică voce la mine, care mă face să mă simt într-un mod, mă face să mă simt proastă până la urmă, pentru că mă crede influențabilă de toată lumea, mă crede că mă dau după cum bate vântul, mă crede că râd la glume când nu e cazul. Toate chestiile astea. Adică, dintr-o parte asta... Da, eu am înțeles, poate ai ceva cu el. Da, eu nu am nimic. Văd ca și cu mine acum, adică când suntem într-o cunoaștere, eu chiar nu ți-am făcut nimic, nu înțeleg de ce. Cum nu mi-ai făcut nimic? Mi-ai spus tu că de multe ori te-am enervat și nici măcar nu mi-ai spus. Mihaela, tu nu ți-am spus. Ești foarte incoerentă. Nu e adevărat. Ei, nu la începutul emisiunii știi foarte bine cum a fost situația. Tu ziceai anumite lucruri și când toată lumea era se ceartă cu mine, cu Emma, toate erați pe mine. Nu, nu, în niciun caz. Să ne uităm în urmă la episoade. Eu nu vorbesc de episoade, vorbesc de viața reală, Mihaela. Și de câte ori nu ți le-am zis pe față? Tu te-ai supărat că eu vai ți-am zis în spate de Robert ca să nu zic aici, să nu fac scandal. Când zic aici, că mă leg de voi, că toate chestiile astea, după aia zice că sunt obsedată de el. Mie niciodată nu mi-ar place așa un bărbat. În primul rând, el nu-i coerent, el se contrazice. Nu e așa un bărbat, el e ca o femeie. El vorbește mai mult ca o femeie, se contrazice mai mult decât o femeie, are stări mai multe decât o femeie. Păi poate și tu te mai contrazici câteodată. Nu mă contrazic, eu. Bă, dar în gala de ieri mi s-a părut efectiv că era fix aceeași placă de sezon, din sezonul trecut, jur. De jur mi s-a părut da, la fel. Nu, bine și asta cu materiile. Tu ai mai ținut minte că m-ai chemat tu sau eu pe tine? Frate, de ce? De ce mai contează chestia asta? Zic, dar, ți-a pare că am făcut vreun caz din chestia asta, Mihaela, atunci? Sau ceva? Am zis ceva absolut? Nimic. Nici măcar n-am venit să zic, domnule, ucezi Mihaela. Că... Nimic, pentru că nu-mi pasă, înțelegi? Da, am vorbit cu tine fix ca un om, atât. Bă, suntem doi oameni și vorbim ceva normal, în casa iubirii. Dar el și-a făcut filmele astea și de acolo a plecat toată nebunia lui de când a fost atunci, a plecat doar la discuția asta, să știi și tu ca idee. Atât. Da, nimic de altceva. Da, nu e pentru gelozie, e pentru competiție, pentru că nu că vai e gelos pe tine, Mihaela, nu crede că eu nu ți te place sau ceva. El e strict în competiție cu el. Problema e el, competiția asta e problema. Dacă nu urăște omul, ce să mai... Nu sunt genul de persoană care să țină ură, să țină ranchiună, dar nu sunt așa orgolios, nu știu, nu sunt atât de puternic. Dar n-ai părut a nu fi orgolios, ai părut a fi orgolios. Pentru că și tu ești, aici e altceva. A, și tu, dar ce, tu trebuie să mă imiți pe mine? Păi dacă tu ți steagul sus, dar tu nu trebuie ți steagul sus. Păi nu, păi asta ce facem aici? Păi tu mă imiți pe mine? Tu păi faci... e mai mult așa, o... tu trebuie un să joc, faci ceva. Ce ești tu cu adevărat, persoana ta. Păi Cristina, am încercat să fac de vreo 2-3 ori. Când? Păi cum? Păi cum? Când te-am pupat, atunci te-ai supărat pe mine. Stai un pic, atunci e normal. De ce? Tu m-ai pupat printr-un păi joc. Păi cum, frate, dacă eu ți... Eu... Păi cum, frate, printr-un mă... joc? Păi cum, frate, mă pup printr-un joc? Eu prin ochii tăi vedeam ce văd acum. Ce vezi acum? Văd ce văd acum. Ce vezi? Hai ochii aia. Că-ți clipea ochii și că ți-a plăcut Cristina. Cristina, ți-a plăcut. Atât de și roșu la față acum. Cristina, dar atunci, asta zic. Dar, vezi, i-am mai încercat. Poate asta... Ce poate... vezi în ochii mei? Ascultă-mă, te rog. Citești? Ești vrăjitor? Ascultă-mă. Eu am văzut în ochii tăi atunci că ție ți-a plăcut. Dar tu tindeai să-ți meargă gura aia. Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce m-ai pupat? Și poate așa a fost stilul meu să mă apropii de tine. Printr-un simplu ce joc. Ce se-mi placă, Radu? Ți-a plăcut termin. Dar nu mi-a plăcut. Ți-am zis să nu faci asta fără... Ce-ai făcut-o printr-un joc? Păi așa, poate dar am vrut eu să mă apropii de tine. Nu ai vrut. Ba da, de unde știi? Și pe urmă când am văzut că o țin la angaj... Și ce ai făcut? Că după ai venit...
A, nu, mai gata. Păi dacă tu, Cristina, acasă, dacă a venit doamna Andreea și m-ai văzut că eu zâmbeam și că eram fericit și că eram acolo așa și că mie mi-a plăcut, că mie mi-a... Eu vreau să te mint și acum, pot să o fac chiar dacă vreau. Ce vorbim? Vine încoace că nu o fac. Dar nu știu, mă enervează faptul că în momentul în care persoanele își termină argumentele cu mine, nu mai au niciun argument să-mi spună de aici din casă, scot. A, că mergi în club. Da. A, că bei. A, că... Exact aceleași trei lucruri care se repetă. Eu nu te-am acuzat, Bianca, tu ai înțeles greșit. Asta ai făcut. Asta ai făcut, Mihaela. Așa ai zis și mi-ai întors cum ai vrut. În condiția în care și tu ai zis că ești sufletul petrecerii. Mi-a scris mai multă lume că... Că ce? Că nu ești. Păi atunci... Da. Dar n-am zis că te-am văzut, iată, sau eu știu ce. Păi asta zic, că ți-o zis multă lume nu s-au zis niciodată lucruri online neadevărate, că ești de mult timp aici. Uite, despre mine, de exemplu, am văzut și comentarii de hate și sunt, nu știu de cât sunt pe TV, de o săptămână și... Asta, că te-ai folosit de Robert sau chestii din astea, nu te-au deranjat? Dar poți să scrii absolut orice, asta nu înseamnă că... Dar mie nu-mi pasă, pentru că mereu sunt aceleași lucruri. Eu deja mi-am făcut imunitatea la asta. De exemplu, dacă cineva îți spune, nu știu, mâine, că vezi că Robert e nu știu ce fel, tu te desparți de el sau... Nu, exact. Păi de Bianca de ce? Vă spun ce mi se pare cel mai rațional, nu știu, exemplu mi se pare Larisa. În condiția în care Larisa a venit în casă, ca prietenă a unei mari dușmance de Biancă-i, și mi se pare că se poartă cu ea fix natural și așa cum simte ea și că mi se pare că cunoaște persoana Bianca așa cum e ea în realitate. Că ea putea să fie îndoctrinată cu răutăți despre ea și să vină să fie doar contra ei. Dar mi se pare că are momente în care, da, bă, îmi spun ce mă deranjează la Bianca, că mă deranjează Bianca câteodată, dar are și momente când mi se pare că părerea ei e palpabilă. Cam asta trebuie să ne comportăm noi aici în casă cu fiecare, așa cum cunoaștem noi. Nu ce auzim de pe internet. Să aibă părerea lui, da. Să nu fie influențată de alte lucruri. Atât, sincer spun. Uite, eu de-aia cu tine cumva nu am absolut nimic, pentru că nu mă las influențat de comportamentul lui. Eu te știu pe tine ca om și te știu pe tine și cum ai vorbit cu mine singură. Și mi se pare că dacă stau de vorbă cu tine acum, când suntem doar noi doi, vorbim la fel cum vorbeam înainte. Adică nu mi se pare ceva schimbat la tine, înțelegi? Atât. N-am nicio treabă. Dar ce te uiți așa la mine? Dar cum mă uit? Nu știu, scripesc ochii Cristina. Dar nu scripesc. Ochii scripesc, așa sunt ochii făcuți. Dar nu scripesc ca de obicei, scripesc, adică lucesc. Doamne, frește, dar nu uite, cred. Uite-te în geam. Mi se par normali. Sunt ochii mei. Așa lucioși? Dar tu îmi zici asta de fiecare dată când ne vedem. Pentru că eu la date, când am mers cu tine în mașină și când stăteai la mine și te țineam așa în brațe și mă uitam așa la tine, te uitai fix cu privirea asta așa. O privire lucioasă, lăcrimoasă, caldă. Lacrimogen! Și exact privirea asta mai acum. Dar nu. Ți se pare. Da? Îi fi eu... Păi ești tu așa, îți faci iluzii, nu știu ce cu tine, da? Dar și tu ești roșu la față, să știi. Păi și... Așa ești de obicei? Da. Mm-hmm. E de la machiajul de la fetele astea. Te-ai machiat? Mm-hmm. Tu te machiezi de obicei? Da. Îți dai cu pudră? Mă dau cu pudră, cu rimel. Îți place pudra? Mm-hmm. Să nu se vadă roșiața? Mm-hmm. Îți dai de vorbă cu mine? Dar te rog frumos să te uiți la materialul ăla în care coboară Robert la mine cu ursulețul și tu așa cu răutate și stătea Cristina și Cristina râdea și ea. Miha, dar nu mă așteptam de bai, dar ai un momentul ăla sau colegă de cameră, cum nu mă așteptam să râd de la gluma ta, căci că, vai, rapța, știi că rapța e toxică, ca... Păi asta este o curiozitate, Mihaela, asta e adevărat. Dar unde ai să bat? Unde să bat? Ca și cum, bă, putut să le și rei doi acolo în rapiță, mai bine, nu? Robert a făcut o poezie care iar conținea cuvântul rapiță, era foarte amuzant. E foarte drăguț, da. Pentru că de acolo, poate acolo s-a prins cânteia. Dar eu trebuia să tac. Adică pur și simplu... Nu să taci! Puteai să spui altceva, nu că... Da, păi uite, de fapt, rapița e... În de-a lungul zilei, da. Că umărul Bianca este un pic mai dark. Negru, negru, rău, dar rău de tot. E rău. Eu n-am zis că sunt rând pe nimeni, Mihaela. Să știi, să... Nu știu. Bă, dacă ajungi să o cunoști, o să se pară gen normal din partea ei, știi? Da. Nu știu, eu din partea mea, Mihaela, mereu am încercat să te înțeleg, să ți-l spun pe față. Poate să mai ești un moment și când o să primiști, nu o să spun că ele, dacă le miroși în cameră, te duci pe veci. Da, păi, serios, Bianca, lasă-mă, te rog frumos să te uiți la
materialul ăla niciodată. Cât de rea ești. Eu niciodată n-am încercat să te menajez în niciun mod, să te pup pe nu știu unde. Și mereu așa. Și ți-am zis mereu în față ce am avut de zis. Și nemulțumirea, și nemulțumirea ta, nemulțumirea ta, tu asta pe față nu mi-o spui niciodată. Tu zici că ești reală, că nu știu ce le zici. Da, reală, dar ești reală. Și nu îmi mânie. Și azi te-am salutat, te-am lăsat în pace. Am zis, da, se poate să ai rolul tău în emisiunea asta. Eu nu te-am salutat. Te-ai contractul de viperă în casă. Asta este. Viperă în casă, pe bune? Da. Tu ce faci asta altceva? Asta este părerea ta. Dar ce faci altceva, Bianca? Eu am avut tu nici într-o relație, nu știu, mie mi se pare că ai fost fake și cu Alexandru și nu mai... Păi nu, ok, rost. Dar acum e singură, dacă atunci era fake. Da, e singură, măcar știi ceva. Nu te mai băga între alții care încearcă să formeze ceva frumos. Axel, să știu pe un băiat care vezi că e din treabă, băgat ca care poți să formezi ceva frumos. Peste mine, cu clubul, e ringală, m-am băgat eu peste tine sau peste mine. Când ai fost lângă mine, nici n-am putut să răsuflu ca lume. De ce? M-a crescut tensiunea la... Pentru că ai simțit tu răutatea. Noi simțim da, că ce tu e mare răutate, Bianca. Tu e mare răutate. Tu vorbești ca și alți concurenți din sezonul trecut. Și vorbești ca o persoană care nu mă cunoaște deloc. Da. Totdeauna când mi-am schimbat părerea despre tine, mi-a arătat exact contrarul. Eu, sincer, ce eu când arătat? M-am dus aseară acasă, nu mă enervează, că în cală, bun, lasă și-a făcut treaba fata.